Bună, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună la pastila de lectură, rubrica inițiată de editura Herald, prin care noi vă furnizăm aproape zi de zi informații legate despre cărțile editurii Herald, cărți pe care, bineînțeles, le puteți găsi pe site-ul editurii Herald, www.editoraherald.ro. Astăzi o am alături de mine pe colega mea, Andreea Tincea, printre altele curator, coordonator al colecției Șamanist, pentru că vom vorbi despre șamanist. După cum știți, la fiecare rubrică, la fiecare pastilă de carte, îndemnul meu acela de a citi, mai ales că, iată, acum avem mai mult timp, tot timpul în ultimele luni sau în ultimii ani ne-am plâns de lipsa timpului, dar acum avem timp să citim, așa că putem face acest lucru, acest obicei de lectură, deci vom vorbi despre șamanism. Înainte de a începe discuția cu Andreea Tincea, colega mea, am să vă prezint câteva cărți, o carte proaspăt venită de la tipografie, Șamanism în Siberia, tradiții, ceremonii și ritualuri arhaice. Așa, sper că o vedeți bine. Cea de-a doua carte, Michael Harner, la fel o reeditare, Calea Șamanului, un ghid pentru putere și vindecare. Iar cea de-a treia carte, Evelyn Rizdic, Șamanul din Nord, practici spirituale din vechea tradiție nordică. Da. Trei cărți superbe în colecția Șamanism. Andreea, pe parcursul intervenției noastre, cu siguranță o să vă mai dea câteva exemple de cărți apărute în această colecție superbă, în colecția Șamanism. Prima întrebare pentru Andreea. Cum ne ajută, să spunem, cărțile de șamanism și nu numai cărțile de șamanism, dar mai ales partea aceasta de practică spirituală în condițiile în care acum suntem cumva nevoiți să ne desfășurăm activitatea de acasă, suntem nevoiți sau ne este limitat cumva accesul în spații publice și atunci bineînțeles că uite, nu mai putem să mai facem evenimente cu public și încercăm cumva să venim cu informații către cititorii noștri prin intermediul online-ului, deci prin mediul online, atât furnizându-le recomandări de carte, dar și informații legate de felul în care noi ne putem regăsi pe noi în această perioadă. Există tot felul de practici de meditație șamanică care ne-ar ajuta cumva să ne regăsim pe noi, să avem timp mai mult cu noi înșine, da? Și partea de carte, să spunem, să completeze partea aceasta practică sau invers, partea practică să completeze partea teoretică și informațiile pe care noi le regăsim în aceste cărți. Bună, Sorin! Bună seara tuturor celor care sunt cu noi în acest moment sau vor fi atunci când vor vedea pastila de lectură. La șamani, în primul rând, și nu doar la ei, lucrurile încep așa cu a te așeza în corp, a respira profund, a fi aici și acum și asta ca să poți să creezi o situație de contact cât mai autentic, de prezență, cum se spune și în mindfulness. Așa că am să încerc să fiu în seara aceasta, cât pot de mult, un jurnalist. Pentru că aceasta este meseria mea de bază, așa m-am pregătit ca și studii, și sunt și muzician. În prezent mă ocup cu ceea ce înseamnă lucru în această bibliotecă universală de informații, de cunoaștere și am plăcerea, în calitate de redactor și coordonator de colecții la editura Herald, să împărtășesc cu cei care sunt alături de noi câteva informații culese din cărțile aflate în colecția Șamanism, dar și informații culese de la șamani și practicant spiritual pe care i-am întâlnit în viața mea, cu care am lucrat, pe urmele cărora, atât cât mi este permis și atât cât pot, pășesc și eu. Și
vă spun toate lucrurile acestea pentru că e o mare bucurie ce se întâmplă dincolo de lucrurile tumultuoase pe care le putem cataloga ca și moment de criză. Există și o altfel de decodare a acestei realități. Atât din punct de vedere astrologic, din punct de vedere șamanic, din punctul de vedere al tuturor celor care practică întâlnirea cu sinele, ascultarea de sine și cunoașterea de sine, acest moment prin care trecem cu toții este de fapt un moment extrem de oportun pentru a asculta mult mai curat ce se găsește pe interior. Este o practică la care suntem aduși, chemați, aproape cu impunere de către univers și are această formă. Eu, în umila mea cunoaștere, aș sfătui pe cei care ne ascultă și care pot să primească în inimă această informație să ia acest moment ca pe o binecuvântare, ca pe un moment de respiro, un moment de liniștire, în care tot ceea ce este exterior, în care eram angrenați zi de zi cu forța, să mergem la serviciu, să călătorim ore în șir, să intrăm în relaționare cu foarte mulți oameni, să soluționăm tot felul de situații în viața noastră de zi cu zi. Ca abia când ajungem acasă să avem timp de respiro, de așezat informațiile, de integrat ce am aflat, unde am ajuns astăzi, cum se așează în noi lucrurile și de relaționat cu cei mai dragi oameni din viața noastră, toate lucrurile acestea să se fi întâmplat probabil într-un timp extrem de scurt, de doar câteva ore din toate cele 24 în care trăim zi de zi. Astfel încât marea mea bucurie este că a discutat despre colecția Șamanism este în primul rând o discuție despre ce e mai natural în ființa umană. În oricare dintre cărțile din colecția Herald, dedicată practicilor șamanice din jurul lumii, și aici vorbim, cum bine știți, de o colecție care încearcă să cartografieze practicile șamanice așa cum au subzistat ele până astăzi în toate părțile lumii, atât în partea de Siberia, Tuva, atât în partea de țările nordice, atât în partea Americii de Centrale și de Sud, în zonele europene în care totuși s-a păstrat o astfel de practică și așa mai departe. Ce este fundamental în toate aceste practici este faptul că a practica șamanismul presupune de fapt a fi în contact cu partea simplă, principială a existenței tale, a te curăța de toate lucrurile care sunt în surplus, în plus, foarte mult exterioare ție, artificiale, și a te reconecta cu cele mai simple lucruri din viața ta, care, ghiși ce, sunt și esențiale. În definitiv, uitați-vă puțin, dragii noștri, cum adunați acasă, suntem, fie că suntem singuri în această izolare forțată, fie că suntem cu partenerul, fie că suntem cu familia, suntem de fapt aduși în fața celor mai importante oglinzi din viața noastră, pentru că acasă, în intimitatea noastră, suntem de fapt cu multe dintre vălurile de peste jos. Și acasă avem de fapt cele mai esențiale relații din viața noastră. Acasă pot fi cu mine însumi, acasă sunt cu cei mai apropiați oameni din viața mea, care definesc în definitiv un fel de centru de stabilitate al vieții mele. Așa că invitația din punctul acesta de vedere, cum spuneam, și astrologic, și șamanic, natural, al simplității, este să vedem în această izolare mai degrabă o șansă extraordinară de a fi sinceri cu noi înșine, de a ne apropia de lucrurile cu adevărat esențiale, care sunt foarte puține. Până la urmă, zilele acestea, viața noastră se reduce la a ne asigura ceea ce punem pe masă de zi cu zi, la a respira, a rămâne în viață și la a întreține cât mai armonios relațiile din jurul nostru și relația cu noi înșine.
ce este cel mai frumos este că tot ceea ce consumăm în aceste zile este important și dacă facem informarea de bun simț, poate doar o dată pe zi, de la posturi de televiziune sau de pe mediile online avizate, după aceea nu ne rămâne decât să consumăm parte de artă și cultură. Ce ne-am face dacă nu am avea filme, dacă nu am avea cărți, dacă nu am avea concerte înregistrate, dacă nu am avea toate aceste resurse extraordinare de cultură pe care artiștii și oamenii de cultură le-au creat de-a lungul timpului. Este simplu. Așadar, am putut să inventariez 4-5 activități pe care le facem de fapt și de drept, și care ne invită să rămânem în această simplitate pură și importantă în care nu te mai poți ascunde. Nici de cât știi, cât de mult poți să te centrezi în fiecare zi în această situație, cât poți să rămâi în echilibru, cât poți în fiecare zi să exersezi relațiile pe care le ai în izolare să rămână funcționale și armonioase, ce mănânci, cât mănânci, nu mai funcționăm bezmeticiți pe drumuri. Avem nevoie poate de mai puțină mâncare, poate de o mâncare mai simplă și așa mai departe. Știi ce, aș aduce o completare la cele spuse de tine, pentru că mi-a plăcut foarte mult, pentru că nimic din ceea ce se întâmplă pe lumea asta nu se întâmplă fără un rost, fără un sens. Nimic nu este întâmplător. Exact cum spuneai tu, că este vorba despre o oportunitate, eu cred că vom tânji la un moment dat, peste luni sau mai degrabă peste ani de zile, vom tânji la aceste momente în care noi am avut această ocazie de a fi noi, cu noi înșine, da? Acele oglinzi despre care vorbeai tu, de a fi alături de familie, de a fi alături de parteneri, de a fi alături de copii, da? De a avea timpul ăsta prețios de a citi, de a ne regăsi. Și ți-aș pune, să spunem, o primă, sau nici nu știu, cred că e prima sau a doua întrebare, pentru că am mai avut la pastila de lectură și psihoterapeuți sau coach, cu care am abordat, să spunem, partea aceasta de angoasă, de anxietate, depresie, da? Și cu ce sfaturi venim pentru cei care ne urmăresc, îndeoseb pentru cititorii Herald, cu ce sfaturi venim pentru această perioadă, pe lângă recomandarea de carte și de lectură. Și aș vrea să te întreb, putem pune cumva semnul egal, într-o oarecare măsură, între ceea ce înseamnă psihoterapia modernă, da? Contemporană, și practicile șamanice? Pentru că, din punctul meu de vedere, consider că șamanul este un fel de 3-in-1 sau 4-in-1. Nu știu. Este și psihoterapeut, da? Din timpuri imemoriale, da, ancestrale, este și psihoterapeut, este și farmacist, este și medic, este și preot, este și ghid spiritual. Deci le înglobează pe toate, șamanul. Așa este. Zilele acestea pregătesc un articol despre șamanism și ecologie. Și în pregătirea acestui material, evident că am ajuns să fie nevoie să scriu și câteva lucruri din partea de fond de antropologie a practicilor șamanice, în care, pe scurt, povestesc același lucru și o voi face de fiecare dată când o să vorbim despre colecția Șamanism de la editura Herald. În oricare carte din această colecție o să descoperiți de fapt și de drept că această figură a șamanului, atât cât s-a putut păstra din cercetări, din tot ceea ce se întâmplă de pe la începutul secolului 20, care este o reîntoarcere la a readuna informații despre această figură importantă, șamanul,
în aceste cărți o să descoperiți că exact așa stau lucrurile, cum ai spus și tu foarte pe scurt. Șamanul era o figură centrală în comunitate care îndeplinea toate aceste roluri într-un mod poate inconștient. Spun asta inconștient pentru că astăzi putem să vorbim mult mai întemeiat de conștient și inconștient. În vremurile imemoriale despre care vorbești și tu, nu se punea problema de a discuta în acești termeni, ci de a discuta despre realitatea de aici, despre natură și despre lumea de dincolo, pe care aceste figuri comunitare, șamanii, evident, o intermediau legătura dintre realitatea concretă de aici, vizibilă, și cea spirituală, invizibilă și imaterială, dacă vrem. Erau cei care știau care sunt detaliile ecologice, da? De a fi în natură, de a fi într-un spațiu sau altul pe pământ, știau unde călătoresc animalele, în ce moment, astfel încât vânătorii din comunitate să poată fi îndrumați către acele zone, spre a avea o pradă mai substanțială la întoarcerea în comunitate. Ei știau să citească în semnele naturale când vine ploaia, când se termină ploaia, dacă va fi, cum făceau bunicii noștri, dacă vreți, dacă va fi un an bun pentru semănat sau dacă va fi secetă, asta pe de o parte. Pe de altă parte, erau cei care intermediau partea de vindecare, pentru că oamenii în mod natural au înțeles că pentru orice lucru care există pe această, în această viață, în natura umană, există și un remediu, în cazul în care vorbim despre o boală. Oamenii aceștia, șamanii, știau care plantă ce face, cum trebuie pregătită, cum trebuie administrată. Șamanii erau medici de bază, fără să știe, evident, că este o specializare în sine astăzi, după atâtea mii de ani. Aduceau copii pe lume, însănătoșau oamenii cum puteau. Erau și cei care păstrau ritualul în comunitate, adică preoți, da? Această funcție de preot. Pentru că ritualul în lumea șamanică este de fapt și de drept o ancoră. Este un principiu de a exista în această realitate concretă. Nu ca și cum ești rupt de magia ei, ci ca și cum faci parte din ea. Iar ritualul de obicei presupune centrare, așezare, o respirație care să-ți aducă corpul într-o anume stare emoțională și la fel și mintea. Presupune o stare de respect, o stare de gratitudine față de tot ceea ce este și nu în ultimul rând, apropo de angoasa pe care ai pus-o în discuție și tu cu alți specialiști zilele acestea, ritualul ca și funcție șamanică presupunea această formă de liniștire a omului prin faptul că ritualul asigura conectarea cu marele principiu al vieții. Nu ești aici singur în spațiu, nu ești un experiment care a ajuns să se numească om, nu ești o condiție fără cauză sau nu ești un efect fără cauză. Existența ta este înscrisă într-o poveste imemorabilă, iată mă întorc la cuvintele tale, dar care are o circularitate, pe de o parte, foarte important la șamani, acest principiu al circularității, al ciclicității, dar și o continuitate foarte logică. E când ai pe cineva în familia ta, în neamul tău, în comunitatea ta, da? În orașul tău, în țara ta, în lumea asta, ies la suprafață în ultima vreme foarte mulți oameni care îndeplinesc această funcție chiar și ritualică și care de fapt și de drept ne reamintesc că nu suntem din întâmplare în situația în care suntem și că nu suntem singuri, că totul este aliniat după o voință și după o pas după pas, cauză-efect. Astfel încât dintr-o dată poți să nu te mai simți singur, poți să nu te mai simți părăsit, poți să nu mai simți că ești o victimă a situației în care te afli, ci că ești îndreptățit să ai o atitudine fermă, conștientă, în legătură cu ceea ce ți se întâmplă și că ești în contact cu acest spațiu exterior ție, fie că este natură, fie că sunt alți oameni, cu care poți să intermediezi legătura. Nu întâmplător, foarte mulți șamani sau practicanți de neoșamanism în ultimele săptămâni ies în mediul online și amintesc foarte, foarte clar
că e nevoie de o reconectare cu mama pământ, acest element care se pare că și-a ieșit din matcă, ca o consecință poate a modului în care am ajuns să trăim, pe de o parte, rupți de aceste elemente ale naturii, mai ales oamenii care locuiesc în oraș, poate că nu mai au conștiința faptului că mâncarea vine totuși din pământ. Fie că e sub formă de aliment animal, fie că e sub formă de aliment vegetal. Că mâncarea nu se naște în supermarket. Că e posibil să nu ai nevoie de atât de multe lucruri pe cât cumperi. Și că acesta este încă un lucru pe care trebuie să-l conștientizăm zilele acestea. Că nu ai să mori dacă vei mânca mai puțin. Că nu e nevoie să cumperi totul de pe raft. Pentru că mai sunt și alții în spatele tău care au nevoie de la fel de puțin pe cât ai și tu nevoie în aceste zile. Cumva tot ce se întâmplă este legat de aceste mari principii ale existenței care sunt în sine ecologice, care vorbesc despre o armonie, care vorbesc despre bunul simț. Cineva îmi povestea la un moment dat că nu există bun simț. Nu am putut să cred acest lucru, pentru că văd în jurul meu, dincolo de oameni care se... care se pierd un pic zilele acestea în ceea ce se poate numi haos sau dezordine, da? Și neașteptat de la o zi la alta. Am văzut și oameni care au înțeles că trebuie să se liniștească, că trebuie să își conțină emoțiile, să le asculte și să discearnă interior între ce este poate inutil în acest moment, să fii anxios, să fii agitat, să te învârți în jurul multor idei și să nu faci nimic, versus, ok, trebuie să fiu punctual cu ceea ce fac în acest moment, cât îmi trebuie, ce am nevoie, care este cea mai bună variantă din tot ceea ce am pe masă în acest moment și aliniat totul cu un mare respect față de toți ceilalți din comunitate. Toată această informație de a rămâne acasă zilele acestea nu vine ca o formă de egocentrism, ci mai degrabă ca o formă de respect față de toți ceilalți oameni care contribuie la existența ta zilnică. Comunitatea ești tu, este parte din viața ta. Sunt sigură că în momentul în care o să se ridice toată această situație de urgență, o să ne întoarcem către ceilalți transformați, o să reanalizăm legătura noastră cu natura în general, o să reanalizăm legătura cu toți ceilalți oameni și poate o să reanalizăm relațiile în general și ce înseamnă o comunicare non-violentă, care e rostul oamenilor în viața noastră. Și o să revenim în comunitate mult mai cunoscători de noi înșine. Când te-ai lipsit de toate aceste condiții exterioare și ai rămas doar cu ceea ce tu ești cu adevărat, nu mai poți să minți. Te uiți într-o oglindă care vorbește despre niște lucruri de bază, fundamentale și foarte puține, care de fapt te definesc când rămâi doar cu tine sau doar cu tine și cu cei apropiați ție. Ori toate cărțile de șamanism din colecția Herald vorbesc pe îndelete despre aceste lucruri și despre funcțiile șamanului care reamintește despre tot ceea ce am încercat să reamintesc și eu acum. Mi-am notat câteva idei foarte concrete pe care am putea să le punem în aplicare zilele acestea. M-am gândit să vă reamintesc și de faptul că, în general, o evoluție spirituală, așa cum au înregistrat-o oamenii de-a lungul timpurilor în diverse culturi, începe de obicei cu o situație de haos, cu o dezordine care strică ordinea anterioară, ca după aceea, în acest schimb de elemente și în această reorganizare, pe care în haos aproape că nu o poți percepe, la finalul unei situații de criză, tu nu mai ești același. Promisiunea, dacă ești vreți, între ghilimele, pe care pot să o fac, exact, este că atunci când vom ieși din această situație de criză, la fel ca un șaman care are nevoie să meargă în izolare ca să se poată regăsi pe sine și puterile lui și să învețe prin contemplare, dar și de la un alt șaman mai în vârstă, mai experimentat, cum să fie un șaman, care înseamnă, de fapt, în rădăcina etimologică, dacă vreți, cel care cunoaște. Deci cum să fii un cunoscător, chiar și ca șaman, iar realitatea este că, în definitiv, toți avem în noi această călătorie de făcut către cunoașterea de sine, se face începând cu o situație de criză.
și cu, cu izolare. Așa că este o binecuvântare în foarte multe culturi. Câteva cuvinte importante în legătură poate și cu o altă colecție de la editura Herald, Filosofia Perennis, care vorbește despre aceste principii fundamentale care există la baza fiecărei culturi din această lume. Uite, pentru că tot vorbeai despre Filosofia Perennis, asta este, mă laud și eu un pic, pentru că sunt înconjurat de cărți și am lângă mine pe măsuța de cafea, cartea lui Fritz of Schoen, Ochiul Inimii, o carte senzațională pe care vă recomand cu drag, în colecția Filosofia Perennis a editurii Herald. Și aș mai adăuga, aș face o mică completare și te-aș lăsa să continui, Andreea. Apropo de ce spuneai tu de momentul acesta T0, cum îmi place să-i spun, și de regăsire de sine, cred că în momentul de față, deși lumea trece, umanitatea trece printr-o, aș spune, chiar tragedie, nu doar dramă, da? ce trăim noi de câteva săptămâni încoace, câteva luni, dar știi cine se bucură în acest moment? Copiii. Natura. Natura se bucură, da? Natura se bucură pentru că are timp să respire. Oamenii fiind izolați, natura are timp să respire. Și în timp ce tu vorbeai, mă gândeam la un alt moment foarte important în istoria umanității și o să-l invoc pentru că este foarte cunoscut și cred că aproape toată lumea știe, dacă ne referim la Vechiul Testament, momentul potopului, da? Momentul biblic când vine ce vine, vin apele, da? Și după ce începe ele încet să se retragă, natura își reintră cumva în drepturi. Dar oamenii ies de acolo transformați. Absolut. În metaforă sau nu, chiar și din punct de vedere astrologic, dar și toate culturile care au această memorie păstrată a timpurilor ancestrale, vorbesc despre faptul că în ciclul existenței umane, ciclurile sunt infinit de multe. Într-o singură zi, de la răsăritul soarelui și până la apus, este un ciclu, o săptămână, un an, o lună, o viață de om este un ciclu și așa mai departe. În toate aceste cicluri, de fapt și de drept, trăim o serie de nașteri și morți continue. Iar șamanii, de fapt, sunt oamenii care pot să trăiască cu acest adevăr până în cea mai mică fracțiune a existenței lor de zi cu zi. Există începutul unei conversații și finalul unei conversații. Începutul contactului de orice fel și finalul contactului respectiv. A fi conștient de aceste cicluri și acest ritm al vieții, efectiv. Mi-e foame, am mâncat, am trecut peste această senzație. A venit emoția, m-a umplut, am trăit-o în deplinătatea forței ei. Se duce emoția, intru într-un alt ciclu, cel al conștientizării și așa mai departe. Trăim în această ciclicitate și cu adevărat, în secunda în care apare un final, se naște și începutul noii ordini. Așa că invitația mea este în continuare ca reminder să treziți acest șaman interior. Poate să citiți din cărțile acestei colecții, să aflați cum în mod natural fiecare dintre noi poate să conștientizeze o serie de informații care țin de viața noastră de zi cu zi. Șamanii nu sunt niște personaje magice care făceau niște lucruri pe care noi ceilalți nu le putem face. Șamanii erau persoanele care puteau să țină mai mult decât alți oameni, să conțină adevărul, poate și cantitativ și ca adâncime informațională, mai mult decât alți oameni. Nici nu ne dăm seama cât de mult ne place să ne iluzionăm, pentru că e mai ușor să trăiești iluzionat decât să fii responsabil de faptul că realitatea este constant un joc între suferință și extaz. Și să îți asumi că trăiești aceste cicluri on and on, în continuu. E un pic mai greu de făcut asta, dar
Eu cred că toată lumea va ajunge de-a lungul vieții să conștientizeze aceste lucruri și speranța mea este că după situația în care, prin care trecem acum, lumea o să fie un loc mai bun. Pe scurt, haideți să revenim la lucruri practice. Țineam să menționez că izolarea prin care trecem acum, în metaforă, în existența unui șaman, este de fapt un moment de inițiere. Există trainer, există profesioniști, terapeuți care împărtășesc cu clienților aceste informații. Noi trăim, revenind la filozofia Perennis pe care vă invit să o aduceți în viața dumneavoastră, să cumpărați aceste cărți și să le recitiți. Noi trăim într-o cultură care și-a pierdut într-un anume fel fundamental partea de inițiere. Iar informațiile foarte profunde despre cunoașterea de sine se mai găsesc poate în isihasmul creștin, pe care chiar și așa cu greu mulți dintre noi ajung să-l atingă, să-l cunoască sau măcar să afle pe unde se învârte această dimensiune a cunoașterii, unde într-adevăr în isihasm există și inițiere. Există niște articole superbe care circulă zilele acestea pe internet, care povestesc tocmai despre acest lucru, tot din perspectivă șamanică. Atunci când nu ai trăit într-o familie sau într-o comunitate sau într-o cultură care să trăiască alături de tine partea de inițiere, fie că este intrarea în viața de adolescent, fie că este intrarea în viața de femeie matură, fie că este inițierea aceasta a vieții de cuplu, inițierea intrării în viața de părinte și așa mai departe. Deci, când nu trăiești ritualic toate aceste etape de transformare personală, te simți rupt, poate, de o plasă de principii atât de naturale ale vieții. O plasă care ți-ar spune nu ești singur și nu ești singurul care trece prin aceste experiențe. Alături de tine sunt toți ceilalți oameni din comunitate care au parcurs aceste experiențe. Alături de tine sunt atâția care te pot îndruma cum să faci să-ți fie mai bine și mai ușor. Iar șamanii asta făceau în definitiv. Erau și păstrătorii acestor informații foarte simple și de bun simț. Realitatea ta, în definitiv, se bazează strict pe această călătorie a eroului, căci nu întâmplător am ținut să aduc alături de noi și pe Joseph Campbell, un alt antropolog extraordinar care a făcut un serviciu extraordinar culturii moderne. Ceea ce ni se întâmplă acum s-a mai întâmplat. Și nu vorbim doar de faptul că umanitatea a trăit în niște aspecte astrologice extraordinare, asemănătoare cu cele de acum, și în 1989, și în timpul celui de-al doilea război mondial, și în anii 70, și așa mai departe înapoi în istorie. Sunt astrologii vorbesc astăzi care, la fel ca multe alte profesii, sunt și ei salvatorii unei părți din partea de divinație pe care o făceau șamanii în comunitate. Astrologii vorbesc despre aceste cicluri. Atunci când ai cunoașterea aceasta, măcar când ai habar de faptul că ea există, nu te mai poți simți, cum spun englezii, in distress. Nu mai poți să fii în angoasă, pentru că știi că umanitatea a mai învățat să facă față unor momente de criză și că există în tine ca om o inteligență extraordinară care te va conduce prin această experiență. Și capacitate de adaptare. Absolut. Absolut. Și nu degeaba toți terapeuții vorbesc despre acest lucru. În definitiv, când mergi în cabinet, asta înveți să faci, să faci față situației, să te adaptezi astfel încât să-ți fie din ce în ce mai bine sau poate și mâine bine sau să poți să treci, să te autocapacitezi, să treci prin momente de nesiguranță, pentru că în definitiv asta trăim acum. Mi-am mai notat un pic din înțelepciunea șamanilor pe care i-am descoperit atât în cărțile despre șamanii din Siberia, cât și despre șamanii din Nord, cât și șamanii pe Yodel și din partea lui Michael Harner via cartea Călătoria șamanului, câteva lucruri. Și anume că atunci când pierzi lucruri importante, cum poate că percepem lucrurile în acest moment, că am pierdut.
Da? Și mulți dintre noi trăiesc dramatic lucrurile, cum spuneai și tu, în sensul în care Italia trece prin niște pierderi extraordinare, chiar și de vieți umane. Nu doar de oameni care își pierd jobul în această perioadă din cauza situației economice. Tot ceea ce pierzi, de fapt și de drept, spun șamanii, este o revalorizare a resurselor pe care le ai cu tine. Tu nu ești nimic din tot ceea ce poți pierde. Iar în colecția Filosofia Perennis, la fel ca și în această colecție de șamanism, și o să descoperiți în cărțile Herald că în multe alte colecții apare această informație, tot ceea ce poate pieri este de fapt o renaștere într-un principiu superior al imortalității. Sunt alături de toți cei care trec dramatic în această perioadă prin astfel de transformări, dar dacă suntem dintre cei mai norocoși, care încă suntem sănătoși, încă avem mințile la noi, încă putem să ne ajutăm de câteva instrumente ca să ne fie mai bine, haideți să vedem ca pe o formă de curățare această perioadă. Toate lucrurile pe care le putem pierde sunt lucruri de care nu mai avem nevoie. Exact. Iar asta spun și șamanii și de multe ori și în filmele hollywoodiene vedem această parte de inițiere în care poate tânărului de 13 ani se dă doar o sabie, fără niciun alt fel de scut sau protecție, nicio hartă, nicio informație, este dus sau trimis, alungat de acasă, să trăiască o aventură în care să se descurce doar cu ceea ce are în minte, cu ceea ce are în inimă și cu corpul său în situație de stres. Astfel încât atunci când se va reîntoarce în comunitate, să fie un alt om, să fie un personaj care își cunoaște puterea mentală, puterea emoțională și puterea fizică. Astfel încât invitația mea, pe principiul șamanic descoperit în aceste cărți, este să vedeți în această perioadă, stând acasă, care vă sunt resursele personale. Cum gândesc? Ce gândesc? Ce fel de sertare cu gânduri deschid în fiecare zi în viața mea? Faceți un jurnal dacă nu aveți pe cineva cu care să puteți comunica zi de zi. Încercați să vă puneți în auto, în conectare cu sine, într-o discuție, într-un dialog cu sine, pentru că suntem foarte mulți care suntem singuri în această perioadă acasă. De asemenea, grijă de corp, corpul acesta fără de care nu s-ar întâmpla experiența. În definitiv, frica de moarte pe care cu toții suntem invitați să o întâmpinăm în această perioadă, poate doar și așa filozofic să o trecem prin gând, pe mine mă face să mă întreb, de ce ți-e frică să mori? Ai aflat pentru ce trăiești? Cum îți place să trăiești? Viața pe care o ai este cea pe care ți-o dorești? Căci de fapt și de drept, în spatele acestei frici de moarte, care se spune că este o frică de necunoscut, ar trebui să stea mai degrabă o afirmare de sine. Trăiesc viața pe care mi-o doresc? Sunt acum cel ce aș vrea să fiu cu adevărat în această clipă? Fac ceea ce îmi place? Gândesc lucruri care mă fac să mă simt bine? Și așa mai departe. Deci revalorizarea acestor trei elemente importante, minte, trup, emoții, în această perioadă. Adaptabilitatea, mi-am notat-o și eu iarăși. Șamanii vorbesc despre acest lucru, despre a face față fiecărui moment. Ei sunt cei care văd în viitor, văd vremea cum urmează să fie, văd unde este cel mai bun loc, unde poate populația nomadă ar putea să se așeze în perioada iernii. Ei sunt cei care trebuie să vadă un pic înainte, în avans, să aibă perspectiva. Asupra lor pică această responsabilitate. Ori dacă ar fi să invit pe oricare dintre cei care se uită să trezească această figură arhetipală în interiorul său, aș spune perspectiva ta de viață, de astăzi înainte, cu o bătaie medie spre lungă, care este? Pentru că acum avem răgază să facem această interogare de sine. Încotro vreau să merg? De acum înainte. Înspre ce?
Pe de altă parte, mi-am mai notat un lucru, a te relaxa în mijlocul furtunii. În cartea Șamanul din Nord a lui Evelyn Risdick o să vedeți că prima și cea mai puternică, zic eu, dintre meditațiile pe care ea le propune, este să facem o călătorie șamanică de centrare. Atunci când în mijlocul furtunii tu găsești acest spațiu de centrare în care este liniște, în care cele câteva lucruri, 3, 4, 5, care sunt valorile tale personale din interiorul tău, cele câteva credințe pe care le porți cu tine, poate inconștient, dar acum e momentul să le faci conștiente. E, acest loc, acest sipet în care te afli tu cu tine, este ochiul furtunii. Știți, tornadele se mișcă cu o viteză incredibilă, dar în centrul lor, dacă noi am fi în mijlocul acestor tornade, ar fi un calm incredibil, deși totul este haos în jur. Iar una dintre meditațiile pe care Evelyn Risdick le propune în această carte, Șamanul din Nord, se referă fix la această centrare de sine și cum ea se poate face acasă, în cel mai simplu mod. Găsesc un moment în care, dacă sunt împreună cu familia în izolare, una dintre camerele noastre este doar pentru mine, pun o muzică foarte ritmată, dacă se poate una liniștită, dar ritmată. Poate îmi aprind și o candelă sau o lumânare, pentru că este un element primordial, important, focul. El purifică și curăță tot ceea ce poate să vină în urma unei meditații. Poate o palostantă, drumul... bețișoare parfumate, fiecare după... Bețișoare parfumate. Creez o atmosferă pentru că mintea are nevoie de tot acest context. Mintea se joacă într-un spectacol de teatru în care are nevoie să fie stimulat în toate felurile, senzorial, prin cele 6 simțuri, să înțeleagă că este într-un moment de taină, să se poată așeza. Bun, iar din acest moment încep călătoria pe care o fac pur și simplu mergând cu ritmul acestei muzici și încercând să mă adun în acest centru din mijlocul furtunii în care totul este calm, totul este așezat, cunosc tot ce este acolo, pentru că sunt doar eu acolo și sunt în siguranță. Un alt moment important, un alt lucru important de valorizat în acest moment este poate de analizat legătura cu strămoșii, căci nu mai putem să ieșim din casă, nu mai suntem poate în contactul obișnuit pentru noi de a fi în discuție cu familia, cu prietenii. Nu suntem singuri și dacă reușim să facem o astfel de meditație în care să ne adunăm în interior și să încercăm să ne imaginăm că ne adunăm într-un spațiu de totală siguranță, într-un ritm de ritual, cu toți străbunii noștri care poate au trecut prin momente de angoasă și de haos și de dezordine, îi aducem în jurul focului și îi rugăm poate să împărtășească cu noi cum au trecut ei prin aceste momente? Cum au făcut față haosului? Ce au învățat din acele momente? Sunt niște, dacă vreți, niște exerciții de imaginație pentru cei care încă nu pot să practice meditația aceasta vizualizată și ghidată la un nivel mai profund. Dar imaginația este o poartă foarte utilă în acest moment, când închidem ochii și poate ne ducem într-un loc de întâlnire cu străbunii care știu atât de multe lucruri, de mii de ani. Ei sunt acest sipet de informații extraordinare. Închideți ochii, imaginați-vă această întâlnire, vedeți ce apare. Mulțumesc foarte mult, Andreea. Cred că este cel mai frumos discurs pe care l-am auzit vreodată și nu numai ca discurs, dar și ca informație. Adică eu cel puțin mi-ai captat toată atenția și sper că ai captat și atenția celor care ne urmăresc, care ne văd și ne ascult. Eu o să vă mai prezint, dragii mei, încă o dată cărțile din colecția Șamanism.
Șamanism în Siberia, tradiții, ceremonii și ritualuri arhaice. Da? Cea de-a doua, Evelyn Rizdic, șamanul din nord, practici spirituale din vechea tradiție nordică. Pe care o și recomand pentru că este extrem de practică și poate pentru cei care au nevoie să se întâlnească pentru prima oară cu subiectul. Este o carte extraordinară și de antropologie și de practică efectivă a meditațiilor și cum poți să aduci informațiile șamanice, ancestrale în viața ta de zi cu zi, modernă. Modernă, da. Așa. Și Calea șamanului, Michael Harner, un ghid pentru putere și vindecare, de asemenea în colecția Șamanism a editurii Herald. Câteva cuvinte aș vrea să adaug despre această carte. Este un omagiu pe care acest personaj, antropolog, profesor universitar, prin anii 80 îl face întregii umanități. Practic, toți oamenii pe care zilele acestea i-au auzit că împărtășesc tehnici, practici, modalități în care putem să lucrăm cu noi în această perioadă și vin din această practică neoșamanică, îi datorează această reconectare cu substratul șamanic ancestral, poate și în mare parte lui Michael Harner, pentru că a scris această carte care face puntea între civilizația indigenă pe care prin anii 80 aproape că o aduseserăm la extincție în lumea modernă și ceea ce astăzi se numește reieșirea la suprafață acestor informații de bază. Eu vă sfătuiesc cu toată căldura, dacă nu mai aveți o bunică sau o străbunică în familie care să vă povestească lucruri pendelete, care să vă povestească cum omul poate să treacă prin atât de multe încercări în această viață și să rămână mai curat și mai întreg după fiecare încercare pe care a depășit-o, vă sfătuiesc poate să vă regăsiți străbunii în aceste cărți. Mulțumesc foarte mult, Andreea, mulțumesc, dragii noștri. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod din Pastila de Lectură. Încă o dată mulțumesc, Andreea, pentru informațiile foarte prețioase pe care ni le-ai furnizat. Dragii mei, noi ne dăm întâlnire data viitoare la un episod, la un alt episod, așa cum am spus, din Pastila de Lectură. Nu uitați cărțile din colecția Șamanism și nu numai din colecția Șamanism, le puteți găsi pe site-ul editurii Herald, www.editoraherald.ro. Și nu uitați, mâine se încheie campania Vânătoarea de Comori, unde puteți găsi texte sacre, fundamentale din istoria umanității. În această campanie inițiată în urmă cu două săptămâni, începută în urmă cu două săptămâni de editura Herald, mai sunt puține exemplare pe stoc, exemplare pe care le puteți găsi de asemenea pe site-ul editurii Herald. Vă mulțumesc foarte mult și cum închei eu de fiecare dată, să citiți și să fiți iubiți. La revedere, Andreea! Toate cele bune tuturor! Suntem împreună în asta!